Se pare că acest joc mi-a venit bine, personal mie mi-a venit mănușă, drept dovadă am și adus două puncte, dar nu pot să mă bucur de punctele astea. Dacă ar fi fost să intru doar eu și Moroșanu, sunt sigur că i-am fi bătut pe toți, chiar dacă intram și jucam cu toți, dar din păcate asta a fost. Am avut șanse mari să câștigăm meciul. Foarte mari. Dacă nu greșeam eu, Ana, că s-a băgat Elena în față și dacă intra și Jador, bine, dar chiar dacă nu intra Jador, puteam să-i batem, dacă eu l-alegeam din prima pe Albert și intra Ana în locul Elenei. Adică am avut un dezavantaj mare, mai ales că a fost vorba și de gabarit azi, adică pe mine mă ridicau 5-10 saci. Nu puteam să o judec pe Andreea pentru că, unu, după aparență am văzut că nu e genul de femeie care să rupă, să vezi că e sportiv. Doi, ea după a doua zi, în a doua zi de Survivor, dă la fel cum dau altele după două luni. Încă o motiv pentru care nu puteam să-i sar în cap. Și trei, nu mai puteam să-i sar în cap deloc, pentru că ea este prietena Elenei. Nici nu simțeam eu că e drept să-i sar în cap. Dacă vreodată Andreea va greși, eu trebuie să am grijă cum îi zic. Începe din nou Elena cu numărătoarea. Mie deja mi-e spaimă de mine, nu de ea. Reacția mea de astăzi pe bancă, când m-am enervat. Eu, sincer, am plecat de la cort nervos, dinainte. Și acum, că m-am luat cu Zani. M-am luat cu Zani și eram pornit pe Zani din cauza la strategie, care după aia am vorbit cu el și a recunoscut greșeala și am realizat-o cu toții. Da, pentru că nu ne-am certat. Nu, a fost o tensiune, gen eu eram foarte nervos, tu erai foarte calm. A fost o ieșire a mea mai nervoasă, că eram foarte nervos de la început. M-am certat cu Zani pentru că a ieșit în față. Strategia era alta. Cum să iei Sorin când tu vezi că acest joc este un joc de forță și greutate în același timp? Pe traseu am văzut, mai ales când țineam de alea, am văzut că nu e de forță, e de greutatea propria greutate. Cum să iei Sorin când tu trebuie să iei unul care să aduci punct, că fetele sigur nu o să aducă punct? Și atunci m-am enervat. Da. Și s-a dovedit pe final de ce eram nervos. Pentru că puteam să câștigăm jocul ăsta, cu deficit și de gabarit și de fete. Dar eu nu te simțeam răutăcios, te simțeam nervos, de aia te-am lăsat. Răutăcios? Doar te-ai enervat. Răutăcios n-a suferit niciodată. N-a contat niciodată ce ai zis, pentru că ai fost doar nervos. Ar trebui să ne ascultăm mai mult. Dar nu, că de ascultat ne-am ascultat, n-am fost atenți. Noi la băieți n-am fost atenți când am ales. La noi la fete am stabilit că, uite, alegem Majda prima pentru că era o forță și trebuia neapărat să aleagă. Și a doua am zis că alege Ana. Și după aia Ana am auzit că a zis, hai Elena. Și eu eram, păi de ce? Meli. Elena de la Faimoși alege Melina de la Războinici. Elena s-a băgat în fața Anei să treacă ea. De ce? Pentru că a vrut spectacolul. Ea nu a vrut să câștigăm noi. Și m-am uitat la ea și am zis, bă, cu câtă nerușinare ești tu în fața Anei, când știm toți că Ana am trimit-o. Și tu n-ai lăsat-o pe Ana nici să gândească, nici să respire. Și Ana e prea așa. I-am zis, bă, asta e proces din partea ta. Nu există, o las pe ea că se supără. Să se supere. Tu ne aduci victoria. Dacă ea îți va zice vreodată ceva că te-ai băgat tu să aduci punctul ăla, suntem aici, zicem, bă, ce ai femeie. Adică noi am pus-o pe ea să meargă mai departe. Și Elena e genul domn care face totul, din punctul meu de vedere, pentru lumină. Azi dacă venea cineva la mine dintre băieți și îmi spunea, bă, ipotetic, nu trebuie să intri că tu pierzi puncte, că e pe greutate și forțe, eu ca și cum trebuia să fiu prost, spun, nu, domne, eu vreau să intru, să pierd punctul ca să arăt eu cine sunt. Mine nu s-a întâmplat chiar nu, așa, ca idei. Nu, la fete nu s-a întâmplat. Noi ne-am lăsat la mea, alese, asta. Nu, greșeala mea că nu am ieșit în față să spun. Dar nu e prima oară când faci asta. De aici încolo sper din suflet să fi înțeles eu pentru mine că e foarte important pentru echipă în momentul în care ești o persoană care aduci puncte și ești considerat o persoană bună în echipă, să iei atitudine și te bagi în față, să spui, da, eu trebuie să joc cu X. Ceea ce n-am făcut eu astăzi. Uite, de exemplu, astăzi Majda s-a lovit la mână, da? Ea avea dorința să intre pe traseu, inconștientă că ea putea pierde punctul 100%. Deci pe ea nu interesa. Da, mă, dar fii atent. Lasă-mă să termin, te rog. Da. Pe ea nu interesa să câștigăm noi, pe ea interesa să ne arate nouă cât de puternică este ea, chiar dacă ea pierde punctul. Pe mine nu mă interesează să-mi arăți chestia asta. Și ea nu avea putere să dea nici dacă nu se accidenta, adică despre ce vorbim? Și dacă nu se accidenta aia, tot nu a nimerit niciun săculeț. Majda, când am zis că e verigă slabă, n-acceptă. Zandeache, cum poți să vorbești așa cu mine? Și țin sens veric, ești verigă slabă, adică vedem toți asta, că nu alegi, nu arunci. Și o să am grijă de acum acolo, când o să-i reproșez unei femei ceva de la noi, să văd cum eu reproșez sau să
văd cui îi reproșez, ca să nu mă trezesc în mijlocul unui conflict în care n-aș putea să mai fiu rațional, că începe să izbucnească în balauri. În... Cum te simți, Majda, cu mâna? Acum mă simt, adică... Cred că sunt eu, în general, simt mai multă durere când pierdem. Se resimte, dar ați văzut că nu mă interesează de durere, că știu de ce sunt aici. Numai că mi-a zis și Jador că am intrat pentru toate fetele și la un moment dat poate chiar nu mai puteam. Nu mai știu cât tine cred că eram, n-am fost atentă la targa aia și mi-a dat mâna peste cap. Și ambiția mea a fost că să intru din nou, dar realizând că aș putea să trag în jos echipa, știam că nu e bine, că nu e vorba despre mine, e vorba despre toată echipa până la urmă. Păi, cine vorba vreau? Să fim realiști la traseu, numai să că l-aș a dorit, că eu vreau să demonstrez, că la ambiții, că așa-i zic și umorul, lasă-mă pe mine la un joc de putere. Că da, Zani, te las pe tine, că-ți dorești tu. Nu există așa ceva, mă, care știe și care face, ăla merge, nu există că vreau să vă demonstrez. Ok, mă, atunci dacă e vorba, nu. Mie mi se pare atât de proaste ambițiile astea, stai că vreau să vă arăt. Bă, Vere, ne-ai demonstrat, sunt 2 luni de zile în care tu n-ai fost bună la aruncat, bă, dar deloc. Și nu că o zic eu cu răutate, ăsta e adevărul, te iubim, te alea, dar nu ești bună deloc la aruncat, nu alergi, nu anoți, nu faci aia. Clar nu mai intri, păi vreau să vă demonstrez. Bă, ești copil, du-te și demonstrează în camp, în noapte și antrenează-te acolo, că n-am văzut nicio fată să se antreneze în camp pe astea care nu știu să arunce. Nu am văzut să le văd, eu stau acolo, tai un cocos să le văd pe ele, uite mă, se antrenează. Din păcate, trebuie să mergem iarăși la Consiliu, ca și săptămâna trecută. Nu credeam că după ce am câștigat 5 jocuri una după alta, ajungem să pierdem așa tare ca și până acum. Dar ăsta este jocul, nu avem ce să facem și trebuie să ne nominalizăm între noi. Eu astăzi o să-mi păstrez votul de dățile trecute, ca și până acum, din punct de vedere sportiv. Dacă o fi să mai pierdem și mâine, abia atunci o să fie greu. Mergem la Consiliu, asta este, fără supărare votăm cum simțim, da? Da. Eu voi vota cum simt, nu mai... Eu votez cum simt, vă spun de pe acum. Da, eu o să votez azi pe criteriul sportiv. Sunt convins că acest Consiliu va funcționa exact pe baze sportive, pe motive sportive. Și că nimeni nu va mai face strategii proaste, alea vor mai veni mai încolo, pă, ha-ha, ăla mi-a zis, ăla mi-a făcut. Acum vor vota toți pe sportiv, or să vină zile groaznice în care o să pierdem mâncăruri mari. N-avem timp de prostii, de copilării, de... Eu îl votez pe ăla că m-a supărat, nu. Eu, sincer, o să votez corect în seara asta. Nu o să mă mai gândesc uman, pentru că Survivor... are nevoie de sportivi. Și sportivi și calități umane în camp. Survivor. Noi avem nevoie de mâncare și avem nevoie și de oameni într-un exact, exact. Și ca să mâncăm, trebuie să facem față și la trasee, vrem și oameni cu care să ne iubim în camp, dar să și asumați, mâncăm. Oameni asumați, corecți. Și cam atât. Realiști, voi cum să votați? Să fim realiști, asta e cel mai important. Dacă avem ceva de spus, ne spunem în față, votăm corect, păi, mâncăm corect. Fiecare cum vrea și la dacă nu suntem realiști, oameni de acasă ne judecă după ce facem. Mă simt vizată la Consiliul din seara aceasta, mă simt vizată de la ultima nominalizare, practic, dar nu este nicio tragedie. Nu știu dacă și eu voi face vreo nominalizare strategică, pentru că deja au venit colegii spre mine și mi-au spus cum ar trebui să mă protejez, pentru că s-ar putea să fie un duel la egal, ca să zic așa, între verigile slabe, și atunci va trebui să fac o nominalizare strategică și de cum spune echipa mea, ca verigile slabe. Deci nu mă pot nominaliza, eu va trebui să fac o altă nominalizare. Am câștigat și acest joc de imunitate, care a fost extraordinar de important pentru noi toți. 2 secunde.
Ce? A, da, da, da. A, s-a supărat băiatul, s-a supărat pe ei, pe faimoși și a spus că nu o să mai ajungă pe la ei, așa că totemul ăsta va sta mult timp pe la noi. Bucur că am început săptămâna foarte bine, cu două victorii. Acum chiar suntem o echipă ca lumea. Se cunoaște, se vede, au venit întăriri și chiar se cunoaște. Și m-am uitat azi la faimoși, chiar dacă sunt mai mulți ca noi, se duc în jos. Wow, 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 wow! M-am simțit super tare la jocul ăsta. Bine, ca în ultimile jocuri, sincer, încep să mă simt puternic, concentrat și focusat la multe chestii. Vreau să zic că eu astăzi am fost perfect varză. Am mai discutat cine a fost varză. Varză bine. Pot să o numesc doar pe Andrei Antonescu. Andrei Antonescu, dar lasă-mă și pune să mă bucur de acest perfect varză. Vreau să zic că m-am simțit extraordinar la joc. Am fost perfect praf și varză. Cel mai varză dintre varze, verze. Băi, nu, n-a fost jocul meu. Hai să o dăm pe aia. Nu am putere, mi-este atât de somn după acest joc, de simt că mi-am dat toată puterea din mâinile astea, ce au mai rămas din ele. Dar ai băgat doi saci. Am băgat doi saci, băinele, voi vă dați seama, doi saci extraordinari. La prima ai băgat mai mult. Oamenii noi care au intrat, îmi dau și ne dau la modul general o forță și mentală și fizică foarte puternică. Voi aveți imunitate, voi poate astăzi trebuia să vă relaxați, să aveți o zi în care mă duc, mă joc, mă distrez, sunt într-un parc de distracții. Da, tragem pentru echipă, nu personal. Exact, da, zic, tocmai de-aia vreau să vă mulțumesc mult de tot. Bă, ați tras pentru noi, pentru a nu pleca unul din noi. Deși voi erați liniștiți. Toți. Bravo, Cindy. Oamenii noi care au ajuns în echipa noastră, da, au început să facă parte din echipa noastră și chiar mă bucur pentru treaba asta. Marius cel puțin s-a acomodat imediat, s-a adaptat imediat cu noi. Este un băiat foarte respectos, foarte liniștit și care vrea să dea totul. Adică se vede cumva că a practicat un sport, știe care este jocul de echipă și îmi place că se implică foarte mult. Știam și simțeam că o să câștigăm, de-aia am zis, bă, o să câștigăm, mergem cu totem acasă, dar am zis, da? Ai zis. Da. N-am luat eu două puncte, dar m-am străduit, frate, să țin acolo, că am ținut toți aceia pe care i-au aruncat. Da, nu era vorba doar de tine. Da, am zis că o să luptăm. Da, am fost ca o echipă, am zis, bă, câștigăm toată echipa, nu contează că noi avem imunitate și la noi, că nu era vorba de noi, adică ne-am fi ținut simplu rost dacă noi pierdeam și noi aveam imunitate. Așa măcar avem toți, știi? Da, Marius cu Cindy și cu Romina deja ne ajută foarte mult și da, am simțit că suntem o echipă și am fost o echipă și a fost foarte mișto și vibe-ul e foarte tare și în camp și pe joc. Uite că acum, dacă înainte vorbeam de anumite de săptămâni nasoale pentru noi, acum putem să vorbim de o refreșuială a războinicilor. Și cum zicem noi, un nou început. Ai văzut cum a început la nou început, da? Nu pierdem. Nu pierdem. Exact ca ce a fost la primul la început. Dacă încercam să ne ținem așa, la sfârșitul această aventură, eu doresc din suflet să mă duelesc cu tot dintre voi. Doamne, asta doresc. A doua zi de concurs, nu am avut emoții față de cum a fost ziua precedentă. Traseul a fost destul de ok, puțin greu cu acea targă cu greutăți, dar mă bucur că am putut să aduc un punct echipei. Că mă simt foarte bucuroasă că am câștigat, că săptămâna asta nu pleacă săptămâna asta. Da. Să sperăm că și mâine câștigăm. Săptămâna asta nu pleacă nimeni. Da. Bravo. Câștigăm și următoarea. Da. Tot cu gândul ăsta am fost la început. Foarte important. Da, pe mine o înfrângere nu mă demoralizează, adică și câștigăm și pierdem, trebuie să acceptăm lucrul ăsta și să mergem mai departe. Seară mergem iar spectator la consiliu. Deja am început să dăm cu părerile că în lipsă de ocupație stăm ca babele și bârfim și ne dăm cu părerile care o să plece, că Nemeș sau o să fie Sebi sau cine o să fie nominalizat în această seară extraordinară. Ăsta pentru mine nu reprezintă nimic. E Zani doar. Ăsta e doar a tuturor, nu este al meu. Da.
Ăsta nu e al meu. E un semn. Ăsta, da, e doar un semn. Vă spun sincer ce este pentru mine. Este motorul lui Harry Potter. Și la casino! Eu mă mai duc seara să încerc să prind pește acolo pe când apune soarele. Nu din cauza că e peisajul frumos neapărat, din cauza că seara atunci vin pești acolo și pisicile de mare. Am prins două pisici de mare tot seara. Uite un pește! Uite-l! Aici. Aici. Aaaa, că m-a scăpat, ce mănânc! Bă! Tu! Aici! M-a scăpat, bă, gai mi-aș prins un pește și l-a scăpat! Aaaa, ce mă nervez! Am ridicat o piatră, că am zis să iau niște arici din ea de mare, că am mai mâncat icrele de la unii dintre ei și au fost bune. Și când am ridicat piatra, am prins un pește. Era destul de măricel, aproape cât palma. Dar când am pus mâna pe el, cum l-a alunecat și s-a dus în apa ta, m-am enervat. Am zis că atâta era de bun să-l fi mâncat. Lasă să trăiască pe ăsta, că e mic. Sper după consiliile astea de nominalizare și eliminare să curățăm cumva echipa și să rămânem cei mai buni, să putem să câștigăm, să putem să câștigăm premiile de mâncare, să putem să câștigăm premiile de, adică concursurile de imunitate, să nu mai ajungem aici în situația asta. Bună seara și bun găsit tuturor la primul consiliu de nominalizare al săptămânii la Survivor România. În urma primului joc de imunitate pierdut de echipa faimoșilor, totemul de imunitate se află lângă echipa războinicilor și asta le conferă războinicilor un consiliu liniștit. Faimoșii, în schimb, vor face în această seară nominalizări. Andrei Antonescu, de la Faimoși, Romina, Cindy și Marius au imunitate, sunt pentru prima oară într-un consiliu de nominalizare, nu vor fi nominalizați, la rândul lor nu vor face nominalizări și nici nu vom deschide liniile de vot pentru a îi susține. În câteva momente vom deschide liniile de vot, așa cum știți, pentru ca publicul, voi cei de acasă, să vă puteți susține concurenții favoriți. Nu uitați că orice SMS pe care îl veți da înainte ca noi să deschidem liniile de vot, nu este valabil. Pentru a susține concurentul favorit, trimite SMS la 1230 cu numele acestuia așa cum este afișat pe ecran. Tariful fiecărui SMS este de 1,19 euro TVA inclus. Număr valabil în rețelele Digimobil, Orange, Telecom Mobil, Vodafone. Tariful se aplică automat. Pentru a o susține pe Roxana Nemeș,
trimite SMS cu textul Nemeș la 1230, fără diacritice, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a susține pe Zani, trimite SMS la 1230 cu textul Zani Dache, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a-l susține pe Sebastian, trimite SMS la 1230 cu textul Sebastian. Pentru a o susține pe Majda, trimite prin SMS textul Majda la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a-l susține pe Culiță, trimite prin SMS textul Culiță la 1230, fără diacritice, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a-l susține pe Jador, trimite prin SMS textul Jador la 1230. Pentru a o susține pe Elena, trimite prin SMS textul Elena la 1230. Pentru a-l susține pe Cătălin Moroșanu, trimite prin SMS textul Moroșanu la 1230, fără diacritice, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a o susține pe Ana Porgras, trimite prin SMS textul Porgras la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a-l susține pe Cosmin, trimite prin SMS textul Cosmin la 1230. A sosit momentul să spunem start vot! Din acest moment vă veți putea susține concurentul favorit, exclusiv prin SMS. Faimoșilor, bună seara! Primul consiliu de nominalizare al săptămânii va aparține, va trebui să faceți nominalizări în această seară. Zani, bună seara! Bună seara, domnule! Cu ce sentiment în acest consiliu, din nou, iată, de nominalizare pentru faimoși? Mă simt în siguranță. Nu mai sunt tensiuni în echipa noastră, nu unele evidente, dar îmi pare că nu s-au stins toate conflictele pe bune, doar așteaptă puțin vreun motiv să mai iasă la iveală. Pe ce bazăm? Pe baza criteriilor sportive susțin unii din echipa noastră. Ne-am dat seama cât de periculoasă e foamea asta și că vor urma jocuri mult mai periculoase și mai importante la care nu vrem să pierdem. Și de aceea suntem obligați cumva să fim corecți și cu noi și cu cei din jurul nostru. Să fim numai iubire și pace, am început să ne iubim, să ne înțelegem, să ne cunoaștem. Eu m-aș da cu oricare de aici, la iubire, la asta. Deși unul dintre consiliile anterioare amenințam cu război. Mi-am dat seama că dragostea este mult mai importantă. Cătălin Moroșanu, bună seara! 10 la 8 a fost scorul de astăzi, Cătălin, și la un moment dat vă conduceau cu 6-2, ați fost acolo. Ce s-a întâmplat? Aș vorbi un pic și de meci, de ce a fost mai devreme, dar și care-i starea în echipă? Iată, Zani ne comunică o atmosferă de armonie, nu mai sunt vibe-uri negative. Cum e, Cătălin? Dan, problema e felul următor, pragmatic vorbind. Am făcut, cred, cu toți o greșeală strategică și la băieți și la fete. În momentul când am făcut alegerile prima dată. După asta, după aceste greșeli strategice, am avut problema lui Jador. N-a putut să joace, el cu siguranță aducea două puncte prețioase echipei noastre și asta a fost o altă problemă. O altă problemă este că războinicii s-au întărit cu încă trei războinici foarte, foarte competitivi și foarte buni. Și ne-a dat planurile peste cap la un moment dat. Am avut și unele dificultăți la o parte din fetele noastre și na, asta este, mergem mai departe, suntem o echipă, ne asumăm orice înfrângere. Deci, cam astea sunt probleme reale cu care ne-am confruntat noi astăzi. Nu prea am avut ce să le reproșăm. Consider că, într-adevăr, sunt de acord cu Zani Dache, cu Zani, că la ora actuală există o anumită armonie în echipa noastră. Am reușit să ne dăm seama că dacă nu luptăm împreună, da, cot la cot, ne trezim să fim eliminați unul câte unul. Și nu vrem să se ajungă la chestia asta. Ne-am dat seama că ne avem unul pe altul, indiferent cât de mult ne-am certa, trebuie să luptăm împreună. Și cam de câteva meciuri încoace, vibe-ul în echipă este, mi se pare, foarte bun. Se poate și mai bine,
dar consider că echipa mea e pe drumul cel bun și sunt mândru de ei. Sperăm ca următorul joc de imunitate să dăm tot ce putem și, și eu cred că chiar ne dorim să câștigăm următorul joc de imunitate. Mulțumesc, Cătălin. Jador, de ce ți-i capul plecat, Jador? În ultimul timp, de vreo săptămână și ceva, și realitatea este că eu mă simt cam nașpa, din punct de vedere fizic. Nu prea mai pot să-l târâi după mine, pentru că niciodată nu am fost expus la atât de multă foame. Am făcut eu foame cât eram mic. Sunt obișnuit cu asta, dar niciodată nu am fost atât de expus. Mușchii mei spinali s-au cam dus și datorită unei probleme la naștere și fiind expus la efort, am problema asta. Nu foarte gravă, dar mă poate afecta pe viitor și eu îmi doresc să cânt în fața oamenilor, să cânt pe scene și să stau ore în șir la nunți, să cânt și să dansez cu oamenii. Nu este o problemă foarte, foarte gravă, dar mă afectează pe traseu, pe unele trasee, chiar dacă nu arăt și mă duc ca un bulldog cu capul înainte, fără să mă gândesc dacă mă accidentez sau nu. Pe de altă parte, am un psihic foarte tare. Am plecat de la minus 5 din punct de vedere material și am ajuns să am ce să bag la stomac. Și asta mă face mândru de mine și probabil și familia mea mândră de mine. Dar nu pot să nu recunosc că o să dau tot ce pot până când o să mă mai ajute corpul. Pentru că corpul meu mă lasă încet, încet și asta chiar o simt. Cât despre joc, a fost un joc frumos, mi-ar fi plăcut să intru, mi-ar fi plăcut să mă bat cu mulți, dar cu cine să mă bat la ei în echipă? Poate cu fetele noi? N-am cu cine să mă bat la ei în echipă. Păi la vârsta ta, normal, deja corpul te lasă. Elena, din nou într-un consiliu de nominalizare, veți face nominalizări. Îți e teamă că vei fi nominalizată la rândul tău? Tu vei face o nominalizare? Cum ești? Cu ce sentimente? Este greu. Este greu pentru că, indiferent de certurile dintre noi, ne-am obișnuit unii cu ceilalți. În momentul în care cineva trebuie să plece acasă, chiar dacă acestea sunt regulile competiției, cred că te pui în locul celuilalt, sau cel puțin eu așa fac și știu că fiecare își dorește să mai rămână aici. În momentul în care vezi la fiecare dintre ei că vor să mai rămână și să mai tragă încă o săptămână, atunci este greu. O să încerc să votez din punct de vedere sportiv, chiar dacă și această decizie va fi foarte grea. E greu. E greu pentru că eu mi-am dorit și chiar unii dintre noi am discutat să încercăm să câștigăm fiecare joc de imunitate. Este foarte important. Dând totul pe traseu și câștigând cât mai multe jocuri, așa ne păstrăm noi ca echipă fiecare locul în această competiție. Din păcate, așa cum a fost și jocul de astăzi, l-am pierdut. Nu cred că a ținut foarte mult de noi, chiar dacă strategia noastră nu a fost una foarte bună și nu a fost respectată. Îmi doresc din toată inima ca jocul de mâine să-l câștigăm, astăzi să facem o nominalizare, dar în același timp, chiar dacă îmi pare rău pentru războinici, îmi doresc din inimă ca jocul de mâine noi să-l câștigăm și ei să-l piardă. Așadar, astăzi suntem în această ipostază și va trebui să nominalizăm. O să încerc să fac o nominalizare din punct de vedere sportivă și sper din suflet să nu rămânem cu, indiferent ce se întâmplă, că va pleca de la noi cineva sau nu, să nu rămânem cu supărări, cu intrigi și să stăm triști. Pentru că, din păcate, se întâmplă lucrurile astea între noi.
ne supărăm de fiecare dată când nominalizăm, indiferent că este din punct de vedere sportiv sau este din punct de vedere social. Sebastian, bună seara! Strategie greșită sau care să fie? Unde s-a rupt meciul de astăzi, deși ați revenit, repet, de la 6-2? Meciul de astăzi s-a rupt exact din cauza strategiei, pentru că automat noi suntem trei vitezomane aici în echipă, mititei, care cântărim puțin, maxim 60 de kilograme fiecare. Și astăzi am avut un traseu în care ne-am luptat cu războinicii care majoritatea dintre ei sunt peste categoria noastră, în afară de Albert, care se încadrează cu mine, cu Zani și cu Cosmin în aceeași categorie. Și am spus în felul următor, eu personal: haide mai bine să luăm punct cu Albert și să pierdem un punct cu Crăciun, unul din cei mici, și la fete la fel, să intre Ana pe traseu, să ia și ea un punct. Din cauza că pe moment atunci s-a luat o decizie greșită din partea a unuia dintre noi, s-a făcut să pierdem acest joc. Pentru că eu n-am avut nicio șansă astăzi la acei saci. Având în vedere că am luptat cu Andrei și cu Musti, evident că aveau șanse mai mari să mă bată. N-am putut să-mi ajut echipa și îmi pare foarte rău. Cosmin la fel, având în vedere că a luptat cu doi oponenți mult mai grei decât el, a pierdut și el, săracul, n-a avut ce să facă. Dar toate astea s-a terminat cu bine, de ce zic? Pentru că am înțeles, s-a făcut o greșeală și sper că mâine nu o să se mai repete, pentru că mie nu-mi place când pleacă cineva dintre noi. Eu consider aici că suntem o echipă de fotbal și suntem 11. Când pleacă câte unul, indiferent de cum îl cheamă, indiferent de ce poate să arate el pe traseu, după o perioadă te obișnuiești cu el, cum a zis și colega mea Elena. Într-adevăr, trebuie să ne subțiem, dar să nu ne subțiem așa, săptămânal, pentru că vrem să și mâncăm. Fiind mai mulți, putem să mâncăm mai bine, că avem șanse mai mari să câștigăm. Cât despre mine, în această competiție, n-am nicio teamă dacă o să fiu nominalizat în seara asta, pentru că cu siguranță am demonstrat destule și mai am de demonstrat multe și sper din toată inima mea cine va fi nominalizat să înțeleagă că nu este o strategie. Chiar în seara asta nu a fost și nu va fi o strategie. Fiecare am zis că votăm ce simțim și să înțeleagă că asta este normal să se întâmple în această competiție. La fiecare ne vine rând. Așa e, mecanismul Survivor și într-adevăr asta înseamnă. Să avem un nume la finalul acestei serii. Sebastian, nu vreau să închei cu tine înainte să te întreb, cine a făcut greșeala? Greșeala s-a făcut pentru că ne-am asumat-o și a asumat-o și singur. A făcut-o Zani. Când nu l-a ales pe Albert să aibă o șansă reală să câștige contra lui Albert, ceea ce s-a dovedit după. Acolo s-a făcut o greșeală. Albert, neintrând pe traseu de două ori, a reușit să pierdă doar un punct. Noi personal, eu, Cosmin și Zani, am intrat de câte două ori pe traseu și am reușit eu personal să pierd două puncte. Dacă Albert era expus pe traseu să intre de două ori, probabil că pierdea și el două puncte. Și aici s-a făcut greșeala. Iar la fete a fost că Ana nu a concurat decât o dată. Ceea ce ne garanta, cu siguranță, dacă concura de două ori, ne garanta punctul. Și aici s-a făcut greșeala. Ana, bună seara! Bună seara! Așa e? Ai fi intrat? Ai fi adus punct? Da, domnul, dar astăzi, din păcate, am făcut o greșeală, noi fetele. De fapt, noi fetele. Eu, personal, am făcut greșeala respectivă. Am lăsat fetele să aleagă înaintea mea. Unele au fost alese și am rămas pe din afară. Și nu am intrat în prima parte a jocului. Într-adevăr, a fost o greșeală de-a mea pentru că nu am ieșit în față
să mă impun și să aleg să intru. Sper să învăț din chestia asta și data viitoare să nu se mai întâmple. Pentru că am pierdut un punct. Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici.